Bună dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar ce trebuie tu să știi în acest moment. Hai să vedem. În momentul de față te afli într o situație foarte incertă. Te afli într o situație în care nu știi ce să faci, ai de ales între mai multe opțiuni. Ești într o perioadă întunecată, dar într o perioadă în care ar fi foarte bine să îți asculți intuiția. Relația în care tu te afli nu este foarte clară nu ți se oferă fizic toate elementele pentru a trage o concluzie, pentru a ajunge la o înțelegere, pentru a da un verdict. Din acest motiv te-aș sfătui să îți asculți foarte mult intuiția. Treci printr-o perioadă în care poate nu dormi bine noaptea sau nu te odihnești chiar așa cum trebuie. Văd că o femeie are un rol foarte important în viața ta în această perioadă, dar văd aici și faptul că ți se cere să îți asumi ceva anume. Sunt niște secrete pe care tu urmează să le afli, secrete puternice pentru tine. Repet, dacă este vorba despre o relație, este foarte bine să-ți asculți intuiția sunt niște secrete care sunt ascunse față de tine, dar uh, cumva tu reușești, da, să iei decizia cea mai potrivită. Pot fi niște probleme aici, uite, legate de muncă, probleme legate de confortul tău. Hai să vedem. Din nou, deci este clar aici, tu afli un secret foarte rapid afli un secret în legătură cu o situație sau găsești o soluție la această problemă în care tu te afli. Poate ești într-o relație în care tu nu știi foarte clar cum stau lucrurile între voi. Nu știi dacă veți mai rămâne împreună mult timp. Nu știi dacă cealaltă persoană mai are pe cineva. Da? pentru cei care aveți probleme din punct de vedere energetic, cei care aveți blocaje, foarte curând apare o soluție, foarte curând. Apare o soluție, apare o schimbare. Apare o soluție care va transforma din profunzimi această situație și care o să ți ofere o relație stabilă, o relație frumoasă, dar totul ține de o închidere. Și de o sinceritate foarte mare de care tu trebuie să dai dovadă în această situație. Atât tu cât și cealaltă persoană. Văd păi aici niște probleme care urmează pentru cineva anume. Pot fi probleme cu persoanele din jur, pot fi niște minciuni sau o perioadă de pauză în cadrul unei relații se spun niște vorbe mai puțin plăcute și este ceva legat de o persoană puternică, o persoană care are o influență foarte mare asupra ta. Pot fi niște vești care apar, niște e mail pe care le primești sau dacă este vorba despre o relație, văd aici că vei primi niște vești din partea acestei persoane, vești care inițial nu-ți vor plăcea, dar care te vor ajuta mult să înțelegi ce este cu viața ta. Uite, văd aici o persoană vicleană în jurul tău. O persoană vicleană, da, sau, da, care influențează mintea acestui bărbat dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, atenție la o persoană care are propriile sale interese și care pur și simplu îți întunecă viața da, în, în viitorul apropiat. Sunt niște minciuni, sunt niște lucruri pe care cineva trebuie să le știe. Cineva trebuie să afle acest lucru. Uite, în final, văd aici o schimbare sau văd în final un drum pe care tu îl vei face. O schimbare, o mutare foarte mare, o întâlnire pe care o poți avea cu cineva, dar, repet, tu aici afli niște secrete, secrete care nu-ți vor plăcea, da? dar care uh, te vor duce pe tine într-o altă etapă. Dacă ești o persoană singură, uite, aici afli. Un secret. Afli un secret sau vine o relație secretă către tine. Atenție la așa ceva, pentru că nu este ok. Persoana asta nu vrea decât să se distreze, nu vrea decât să se simtă bine. Deci nu este ceva stabil aici. Hai să vedem uh, mai departe. Luna, ce trebuie să știi? S-a întors o carte. Uite, sunt niște secrete legate de un bărbat, dar mai văd aici și o călătorie la o vreme de seară pe care o poți face foarte curând. O discuție pe care o ai cu o persoană. Tu aici afli de o bucurie, da? Persoana asta are parte de un final, de o transformare. Sau Împreună cu această persoană reușești să găsești o soluție la o problemă foarte importantă pentru tine. Uite, tu aici reușești să închizi ceva. Afli un secret, afli o informație care închide tot. Care închide absolut tot. și rezolvi ceva. Afli un secret despre familia acestei persoane sau despre familia ta în general vorbind. Și urmează o perioadă agitată pentru tine, dar o perioadă în care dacă ești într-o relație, aici sunt sentimente mult prea profunde între voi ca să fie distruse de aceste probleme care apar dacă ești o persoană singură, uh, atenție aici pentru că nu vezi foarte clar această nouă relație care poate apărea în viața ta. Sau îți poți face niște iluzii. Atenție să nu fie o persoană care are probleme în familie și să-ți facă probleme și ție. Da? Pe de altă parte văd aici că vei dori în viitorul apropiat să-ți urmărești propriul tău interes în legătură cu fericirea ta. Vei dori fericire, tu nu vei mai sta și vei mai aștepta. Atenție la o femeie aici. Da? Te văd o bucurie care apare de la un drum și e ceva legat și de un copil. O întâlnire neașteptată pe care o poți avea. Sau persoana asta are niște probleme, așa cum ți-am zis eu aici. Dacă ești femeie, este clar aici, văd un drum pe care îl faci în final, și asta schimbă tot, asta transformă tot. Poate să fie o schimbare pe care o faci pentru plăcerea ta, pentru bucuria ta, poate să fie o schimbare la muncă sau poate să fie o schimbare în general în viața ta. Hai să vedem aici ce este cu acest secret, pentru că de aici lucrurile, uite, se schimbă foarte mult. Hai să vedem ce e cu secretul ăsta, despre ce e vorba. Bun, este vorba de, despre niște minciuni, da? despre cineva care tot a amânat o situație. Niște minciuni legate de o călătorie, niște minciuni legate de o persoană care, uite, nu vrea să acționeze, nu vrea să facă nimic. Afli în sfârșit de ce cineva anume evită să ia o decizie. Afli răspunsul. Dacă ai de făcut o alegere în viitorul apropiat, cărțile te sfătuiesc să o faci pentru bucuria ta, pentru sufletul tău, pentru că uite, eu văd aici totuși că dacă ești o persoană singură, apare cineva, va fi greu la început, dar lucrurile vor fi bune. Iar dacă ești într-o relație, este clar aici că lucrurile vor deveni mult mai stabile între voi. Uite, un e-mail, un mesaj, ceva aici se întâmplă, dar e o bucurie mare pentru tine, pentru uh, muncă, pentru casă, e ceva ce se menține stabil. Hai să vedem, și cu persoana aceasta vicleană, trădătoare, și cu dușmanul acesta aici. Da, uite, sunt niște vorbe care mie nu-mi plac. Da. Tu aici vei afla niște secrete să știi. Da? Persoana asta, nu știu, ori e cineva care se mișcă foarte greu, este o persoană încăpățânată, dar pentru alții văd aici o puternică legătură cu o persoană care are un copil sau cu o persoană care lucrează într-un domeniu nou de activitate. Să vedem. Dar uite, în final relația asta vă că devine stabilă sau tu devii stabil pe ceea ce faci. Și văd uite o eventuală cerere în căsătorie sau o relație care se stabilizează mai bine în urma unui drum pe care cineva îl face, în urma unei schimbări, în urma unei mutări. Bun, hai să vedem, și ce mesaj au îngerii pentru tine. Ți se spune că e timpul să te deconectezi puțin de la lumea aceasta, să stai puțin tu cu tine. Și, de asemenea, văd că cineva trebuie să facă un efort pentru acest suflet pereche. Deci, fa acest efort pentru acest suflet pereche. Uite, cineva trebuie să se elibereze dintr-un angajament, dintr-o situație. Și ia să vedem, că eu simt că asta e problema. Ia să vedem, se eliberează cealaltă persoană sau nu se eliberează? Da, se eliberează. Se eliberează pentru că se simte mult prea relaxat cu tine sau în urma unei vacanțe petrecute împreună. Dacă tu să zic aici ai răbdare și dacă te concentrezi pe ceea ce îți place, aici lucrurile se rezolvă. Da? Dar e clar că cineva trebuie să se elibereze dintr-o situație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, hai să vedem și eventualele zodii implicate, dar îți repet că nu este neapărat nevoie să ai legătură cu așa ceva. Și avem uh, rac, pești, scorpion, leu, uh, gemeni, săgetător, fecioară vărsător și cam atât. Și leu. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.